Vă salut cu mare drag pe 105.1 FM. De această dată avem cu emisiunea mai specială, avem și un invitat în studio. Este vorba despre Tode Druga, interpret universal, care îmbină mai multe genuri de muzică, etno, estradă, balade, etc. Pe lângă faptul că este interpret, promovează și tinerile talente. Tode, salut! Salut, salut Ion, bine m-ai invitat aici la tine în studioul ăsta, călduț și cu atmosferă frumoasă de primăvară și salut toți ascultătorii Radio Promenger, cu multă dragoste și multă stimă și respect. Prima întrebare, nu pot să nu ți-o spun, cum te simți la noi? În post? Sau cum ai spus? Adică, cum te simți? Aici mă simt foarte bine și pe lângă faptul că astăzi este și un mic proiect, ceva de video plus voce, o să încercăm să facem o emisiune de excepție. Așa. Care este melodia și care este videoclipul de la care tu lucrezi acum? Acum este planificat să facem un videoclip eu și echipa mea, care sunt oameni care din umbră mă mai dirijează, așa să spun. La piesa Nu pot să uit, despre femeile care sunt materialiste și va urma și o altă piesă la... va urma videoclipul, To Be Continued. Înseamnă că tu acum vrei să faci un casting pentru toate cei care doresc să apare la tine în videoclipul? Da, pentru toate domnișoarele, dar nu știu dacă ele sunt venite de la Chișinău la părinți în vizită, dar am ceva, niște gusturi mai sofisticate la domnișoarele de 1,70 m, ceva cu siluetă foarte de invidiat, să fie perfecte. Am înțeles, de fapt, sper că tu cauți ceva așa mai bine pentru... Da, caut ceva care este deosebit și pretențiile mele nu se limitează la ceva modest. Da, ceva modest atunci când văd că domnișoara își dorește cu toată inima și cu tot sufletul să apară în videoclipul meu, care orice videoclip necesită niște cheltuieli oarecare, că până acum am avut parte de domnișoare diferite genuri. Mă spuneam 1,70 m, dar ele nu țineau cont de chestia asta cu 1,70 m, veneau de 1,65 m, ceva de genul ăsta. Mai înalte, mai josuțe, dar ele vin cu mâinile în șolduri și mă întreabă așa de start. Ce, mai e în videoclipul tău sau nu? Cum poți iei o persoană în videoclipul tău atât timp când nu o cunoști, nu o știi? Nu. Trebuie să-i afli manierele astea, să vezi. Pe lângă faptul că arată bine domnișoara, trebuie să mai și dea bine la camera de luat vedere. Trebuie să mai și aibă talent actoricesc. Nu poți să pui o stafie sau o statuie care să stă ca un ciot și să faci un produs de calitate. Anatolie, poți să spun sau Tole? Tole, Tole și numai Tole, pentru că Anatolie e în buletin, dar Tole e numele de scenă, Tole Druga, Tole cu Y la urmă. Stai puțin, haideți să anunțăm și numărul de telefon, poate cineva din ascultătorii noștri dorește să intre în direct. Este vorba de 0269-66290, este numărul de telefon cu tarif normal. Dacă dorești și tu să adresezi o întrebare invitatului nostru din această zi, și este primul invitat la postul de radio, Radio Promincer, așa că... să sperăm că începem cu un... Și cu bun augur, vă promit că eu am un duh dumnezeiesc care vă aduce noroc. Poate azi facem și un cadou pentru cineva. Facem un cadou, o eventuală reducere la un fan, dacă există fani înflăcărați, care într-adevăr mă cucerește un fan, ei fac o reducere la o petrecere, nu contează. La nuntă, la cumetrie, la zi de naștere sau la concert, mă rog, depinde ce organizare am. Înseamnă că adresăm și o întrebare? Ceva de genul cam ce întrebare. De unde ești tu născut? Sunt originar din... Nu răspunde! Asta este întrebarea, așa. Ai răspuns deja. Okay. Cei care răspund corect la întrebare au și un premiu din partea interpretului nostru sau invitatul nostru. Păi de doar reducere, da, la o petrecere organizată de rudele sale sau atât de el, cât și de prietenii săi. Am înțeles. Eu cu siguranță noi să avem și răspunsul la întrebare. Exact. Apropo, planuri de viitor? Planul de viitor, să mă însor, să am doi gemeni cu ochii albaștri, să-i semene atât tatei cât și mami. Dar trebuie mama perfectă, mai decât dacă până la... Mama este? Mama nu este nici, nu cred că o să fie de gabă, pentru că eu foarte greu mă îndrăgostesc. Rețeta succesului la mine în dragoste este să se îndrăgostească mai mult domnișoarele de mine decât eu de ele. Pentru că atunci există mania asta de a domina frumos în arta iubirii. Cum este un interpret? Din Republica Moldova. Depinde ce interpret. De fapt, tu cum te vezi? Eu mă văd modest și mă văd foarte omenos cu oamenii, atât pot să fie și măturături de stradă și un boschetar, că eu oricum îl ocrotesc și dau și o bucată de pâine acelui om, pentru că nu se știe mâine, poate viața mea nu o să fie în roz
și poate și mie pot să-mi dea cineva o bucată de pâine, să fim realiști. Cu siguranță noi trebuie să fim optimiști cu cei sau să-i ajutăm cei care vor și au nevoie de ajutorul nostru, dar, nu știu, te-ai gândit ceva cu, să faci o melodie cu interpreți din psihotare, România, de exemplu? Ceva de genul duet? Da. Am niște propuneri, dar până la urmă nu am decis încă. Așa. Haideți să vedem cine este și primul ascultător, alo? Tot am viață. Adevărat am viață. Eu vreau să răspund la întrebare. Dar nu vreți să adresezi o întrebare pentru invitatul nostru, pentru lume? Nu, nu. Nu? Nu. Și cum gândiți? Sunt de la Vânescu, Cristina. Doamna Cristina, care este răspunsul la întrebarea noastră? În satul Nemțeni, dar eu nu sunt cerit. Da. Acceptă răspunsul? Accept răspunsul, dar deja nu știu cum iau legătura cu domnișoara. Sau îmi scrie pe Odnoclasnic sau pe pagina mea de Facebook să negociem mai departe premiul. Stai, dar să vedem câți ascultători să răspundă corect. Și la final o să decide de cui, da? Da. Ok. Doamna Cristina, doar decât să rămâi pe 105.1 FM, să vedem dacă ea este fericită. La revedere! Dragi ascultători, ești așteptat la 0269-66290 pentru a-i adresa o întrebare invitatului nostru din această zi. Este vorba despre Tudor Druga, un interpret de muzică, de fapt, universal, care îmbină anumite genuri de muzică. Tudor, cum crezi? Care e următoarea melodie o să o crezi? Despre cine este? O să o cântăm ceva mai încolo. Vă cânt eu, vă promit. Da? Sau, da, live, dar până când mai așteptăm oamenii să vedem ce reacție au la piesa care o să o incluzi pe post, ceva de genul, să ți vezi nevasta sau e inclusul deja? O să includem. Sau ceva de viață, maică bunicuța mea, această piesă care a transmis mii de figuri de multor oameni. Am înțeles. Haide mai întâi să ascultăm Să-ți iubești numai nevasta, pentru că, într-adevăr, nu poți să-ți iubești altă femeie decât numai e nevasta. Da, până când nu o am, dar o să o iubesc, promit. Ascultăm această melodie, după care revenim cu noi apeluri telefonice la 02696, 290 sau, de ce nu, poate întrebări. 17:20 de minute, unde ne-am revenit alături de dumneavoastră cu interpretul nostru. Vom fi până la ora 18. Așa că nu aveți decât 0269-66290 să-i adresați întrebări, dar să răspundeți corect la întrebarea pe care am adresat-o noi ceva mai devreme. De unde este Tudor Druga? Baștera, Baștera. Da. Să vedem cine este la telefon. Alo? Hristos am iat. Mă numesc Nina, din Boicin. El e din satul Nemțări, nu sunt cert. Doamna Nina, vă mulțumesc pentru că ați răspuns, dar spuneți-ne dacă aveți o întrebare pentru un interpret. Da. Vreau să-l întreb, că el spune că dă și mie să o iubească numai bărbatul, dar de ce el spune că are iubiește o mie? Nu ați interceput corect, doamnă, versurile. Trebuie puțin analizată piesa și atunci o să înțelegeți despre... Până la însurătoare se iubește mie de femei, după însurătoare să fii credincios în dragoste ca un câine. Da, 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 exact. Pentru că... Da, mulțumesc, mersi frumos. Da, și să mă invitați la petrecerile dumneavoastră, pentru că o să facem atmosferă frumoasă acolo, eu și cu formația mea. La revedere! Dacă spuneai tu că tu și cu formația ta, înseamnă că nu doar tu activezi. Am și o formație care e formată din mai mulți membri, dar deja depinde când e petrecerea, poate să fie unii ocupați, unii poate să fie liberi în ziua care sunt arbonit. De exemplu, dacă eu să te invit la mine la nuntă, tu mă întreg în primul rând ce vrei. Da, nu, înțelegi că, Ion, lumea sună și întreabă cât costă, cât costă, ca la piață, ca un sac de cartofi, de exemplu, costă 100 de lei, da? Așa. Nu poți să dai și pe muzică, de exemplu, un preț anume, pentru că există. Ce vrei? Vreau vioară, țambal, saxofon, sau vreau și să moderez și să faci concursuri, atunci deja depinde de... Eu am și echipă foarte răspândită care și filmează, și foto, și video, și toată chestia asta costă. Îți dai seama că oricine investește în aparatajul său, în munca sa și în chinul său. Și totuși trebuie să avem un... Vorbești, vorbești.
Și trebuie să respectăm munca omului, pentru că oamenii se supără uneori că, uite bă, ăsta cere cât sau ălalt mai ieftin și nu știu ce. Sunt mai multe tipuri de interpreți. Sunt interpreți care investesc în imaginea lor, investesc în piese, în videoclipuri, dar sunt interpreți care el lucrează și la, nici nu știu dacă să-i spun așa interpret, care lucrează și la construcție și la mânat. Oița și la mânat văcuța și el și cântă și șapte multilateral dezvoltat. Nu poți să faci ca moldoveanu, când anul ăsta lui Vasile i s-a întrebat foarte bine păpărușii, anul viitor punem și noi pepeni, pun toți pepeni, buf, stricat, la râpă, buf, anul viitor iarăși. Nu trebuie să mergem pe mai multe linii, trebuie dacă ești interpret, mergi pe linia ta, dacă ești om care lucrezi în construcții, nu încurca lucrurile. Producător muzical, da? Poate cineva de la noi. De exemplu, colega mea, Andreea, ea cântă. Într-adevăr, nu știu, îi scriu melodii, nu-i problemă, dar ceva de genul vârstei ei. Îi scriu doar textul, dar la studio, la aranjament, mixaj, mastering, acolo deja sunt oameni care, prieteni, dar totuși trebuie de remunerat cumva. Pentru că îți dai seama, Ion, că... Frate, dar vreți acum da, așa e peste tot și nu numai în Republica Moldova, dar peste tot. Cum, mă rog, aici cumătrismul e la modă, dar în alte părți nu prea e valabilă chestia asta. Am înțeles. Foarte interesant. Poate dacă colega mea te aude și îi place, îi pregătește o melodie. Cu siguranță mă aude. O să votăm pe această cale. Te gândiți să cânti doine? Doine? Da. Dacă am propuneri și propuneri concrete și serioase, cânt și doine. Foarte interesant. Dar balade de dragoste cum? Balade de dragoste sunt favoritele mele și preferatele mele. Dar trebuie să simt acea... Când mă îndrăgostesc puțin atât de oglindă cât și de o domnișoară, dacă se întâmplă așa ceva, pot să cânt și balade. De dragoste și de viață, stiluri diferite, dar totuși trebuie să mă regăsesc câtuși de puțin în acea muzică. Câtuși de puțin. Tu dacă spui că ești un interpret universal, adică îți place toate genurile. Da, mă rog, unii critică genul ăsta... Manele. Da, manele, dar să știi că și manelele sunt frumoase dacă au un aranjament bun, au o voce bună. Niciodată nu am pus accentul anume pe aia, uite-mă, îmi place melodia aia, uite-mă, îmi place Eminem sau 50 Cent sau Florin Salam. Atâta cât interpretul transmite, se simte chestia asta, căldura asta și dacă omul cântă și nu transmite nimic, chiar nu se simte nimic. Nu există chimia aia între spectator sau telespectator sau radioascultător și între omul care cântă și care ascultă. Vreau să te întreb, nu știu, te vedeai câteva ani că cânti manele? Nu, niciodată. O să cânt mai multe genuri de muzică, pentru că aici, la petreceri, se solicită multe genuri de muzică, dar anume manele să cânt chiar nu e în figura sufletului meu. O să cânt doar piese care sunt compuse de mine la concerte, strict, pentru că am și drepturi de autor. Nu sunt genul de om care să cânt cover-uri pe la concerte sau pe la TV. Sunt genul de om care cânt ceva compus de mine și simțit de mine. Nu cânt. Cineva mi-a spus, uite, dar poate încerci la un post de televiziune, poate încerci să te sfătuiești cu cineva, un profesionist, dar eu ce, nu sunt profesionist dacă sunt înregistrat la drepturi de autor? Sunt. Și atâta timp cât dau ore de canto la unii copii, atâta timp cât compun piese la alți copii, atâta timp cât îi iau cu mine la concerte și îi lansez pe scene, da, și în reviste, normal că e foarte bine să simți această chimie, iarăși revin la chimie, să simți această chimie. Când faci ceva și colaborezi cu cineva, trebuie să simți. Dar dacă nu simți și faci ceva, știi cum spune rusul, lijbăcă, pur moldovenesc, nu se merită să te chinui cu acel copil. Pentru că am avut multe, mama pe la Italia și copilul nu prea talent și mama, hai te rog, domnul Anatol sau Toli, poate vă apucați de copilul meu să-l lansați. I-am făcut o piesă, dar totuși am cioplit în acea piesă cât s-a putut de tare. Am cioplit până ce am scos ceva. Dar totuși mie îmi place să fac un lucru care să mă mândresc cu acel lucru, nu să-l fac doar numai și numai pentru bani.
fac ceva și din suflet. Cu siguranță. Trebuie să vină și dorința de, sau și talent. Și ai inspirație și multă dormire de sine. Crezi că interpreții de muzică populară ajung mai aproape de sufletul omului decât alții artiști? Nu, eu cred că iarăși revin de la, la omul ăla care cântă, care se numește interpret, om de artă. Dacă cântă ceva și o face bine și are un mesaj bun în acea piesă, crede-mă că nu contează genul muzicii. Aprinde inima dintr-un poc, poc. Așa. Tolie Druga are un model, poate, de artist care vrea să-l ajungă, să-l întreacă, de exemplu? Nu, Tolie Druga are două piese care un interpret, nu vreau să-i divulg numele, că o să iasă scandal, dar până la urmă oamenii o să decidă. A fost în stare să copie ceva din piese și din videoclipul. Am făcut o piesă cu un videoclip cu motocicleta și el a făcut cu motocicleta. Lasă să înțeleagă de la sine. Am făcut un clip despre maică bunicuța mea și el a făcut despre mamă. Punct. Nu vreau să mai dau detalii. O să-și dea seama că sigur, ar să, nu, fie, evident. Să recunoască cel om că a copiat puțin de la mine. Sau tot din la el. Nu. După ce am făcut piesa acolo pe YouTube, pot să și argumentez, pentru că oamenii îmi spun că, măi, Tolie, uite, piesa asta seamănă cu piesa cu tare. Cine a copiat la cine? Zic că eu am pus-o primul, cu două luni. Și exact, la două luni, a ieșit a doua piesă, tot și videoclip făcut de el, la mamă, despre mamă. Nu mai spun titlul, pot să-și dea lumea seama. O să spun eu. Nu spun, nu. Ți-ai dat seama, da? Sigur, da. Așa, bine. Dar îl lăsăm Dumnezeu cu el și Dumnezeu cu inspirația lui puțin mai deosebită sau mai mult deosebită, să nu fim nemodești. Care-i părerea lui Tolie Druga despre acest oameni care copie pe alții, da? Și nu pot să meargă cu propriile lor idei? Ei pot să meargă cu propriile lor idei, dar mai răuți, nu chiar desuți, des. Eu când încerc să fac ceva, nu-mi place să plagiez, pentru că nu poți să te iei de un gen de muzică să copii într-una, să copii, uite, îmi place cum faci asta, îl copii, îmi place, da, te inspiri de undeva, cumva te inspiri, dar totuși puțin, în limita bunului simț, nu așa peste măsură, să te inspiri plagiind aproape în întregime acea piesă sau acel videoclip, acele secvenții și tot așa mai departe, etc. Și 8 minute, dragă ascultător, am venit alături de tine, am ascultat noi Tolie Druga, Ești o zână pentru femei și Tolie o să ne cânte o melodie live aici, da? La care da, vrea să cânte. Da, o melodie care o să urmeze o colaborare cu un DJ, nu vreau să-i spun numele pentru că nu prea iubește să-i spun numele acest DJ. O să ne spui și ce format va avea melodia, pentru că dacă nu este ce format, da, care tot un fel de baladă, tristă. Dar de dragoste, despre femeile iarăși materialiste. Am o pată, mi s-a pus o pată pe aceste femei materialiste care iubesc doar bani. Să înțeleg că ai suferit de dragoste? Nu, am suferit pentru că nu sunt genul să sufăr, dar tânjesc puțin când mă atașez de om sau când este o domnișoară care îmi cade cu tronul pe inimă. Cam rar se întâmplă, dar în viața mea... Se întâmplă. Da, în viața mea de două ori am tânjit după două persoane, dar pe urmă... Și de atunci ai promis că faci melodii doar pentru ele? Nu am promis. De atunci am spus că o să fac și despre ele și despre alte genuri de păsărele și nu știu mai ce acolo. Și păsărele și păsărici. Cum se numește? Cum te fac? Cum se va numi melodia? Melodia? Femeie între doi bărbați. Ok, dar o cântăm live, oprește muzica ta. Da, nu o să fie. Nu credeam în dragoste vreodată, până când am întâlnit. Ești o viperă înveninată, mulți bărbați ai otrăvit. Femeie între doi bărbați, doar pentru banii lui te împarți. Nu m-ai iubit din sentiment, ci a rămas doar un fragment. Ajunge? Da, cu siguranță melodia asta va prinde bine la publicul nostru. Prinde și, și nu numai la publicul nostru, dar și mai la alte publicuri. Am de gând și în România să o transportez. Te visezi în România să... Nu mă visez, dar am planuri. Vreau să o fac.
Haideți să facem și totalul concursului pe care l-am adresat mai departe. Avem 6 participanți. Uh-huh. Unul dintre ei o să fie câștigător. L-am decernat. Și o să iau legătura cu doamna din Bujor, care nu îi rețin minte numele, dar... Doamna Angela. Doamna Angela, dacă ne auziți, vă rugăm foarte mult să sunați în acest moment la 0269-66290, da, pentru a vă spune cum puteți să luați premiul. O să negociem pe noi la dumneavoastră, nu? Noi o să negociem, știm noi cum facem, o să negociem, că eu de câte ori trec pe strada aia care se numește Poltava, nu știu în limba română cum, Poltava. Autostradă. A, da, DN1, drumul național 1, drumul național, DN1 e Hâncești-Chișinău, dar asta îmi pare că e DN2, da? Sau DN2 e Hâncești-Chișinău, da? Nu mai contează care și cum. Dar totuși vreau să spun că celor care mai sunt niște nume acolo, vreau să vă spun, nu rămâneți oameni buni supărați pe mine, că nu pot să mă împart în mai multe părți, mai multe exemplare, nu pot să mă clonez, dar promit că o să țin legătura cu voi pe Odnoclasnike sau pe Facebook. Tole druga. Mă găsiți. Sau prin intermediul nostru, nu? Da, sau prin intermediul radioului o să mai sunați pe Ion, că Ion este un băiat cu suflet cald și o să vă încingă atmosfera ori de câte ori va fi nevoie. O să vă bucur cu melodii frumoase, nu numai din repertoriul meu, dar și din repertoriul altor colegi de deasla. Și sunt sigur că acest băiat vă încântă inimile. Și nu numai acest băiat, dar și dumneavoastră Andreica. Andrei este o DJ-ță răită. N-ai ascultat-o, da? Sau ai ascultat-o pentru ei? Nu am ascultat-o. Cu siguranță nu o să asculti. Cu siguranță dacă o să faceți și... Online. Spre asta atingem, așa că... Să vă ajute Dumnezeu. Când o să faceți online, o să mă bucur foarte mult pentru voi, pentru că o să poată să audă și un chinez, și un american, și un portughez, și tot așa, mai departe. Fel, vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru că... Te-ai făcut timp să fii alături în studiu. Ion, foarte mult îți mulțumesc din inimă și de suflet, pentru că noi suntem și băștinași de aici, de pe loc. Și dacă nu mă împăca noi bine, cine să se împace? Străinii să vină să se împace bine cu noi. Dar vreau să te întreb, câți radioascultători are acest radio? Am auzit că cam peste 30.000, nu? Sau sunt dus în eroare cu această mai mulți. Poți să te uiți în dreapta, nu, stânga, pardon, pe hartă, unde sunt toate bifate acolo, sunt localitățile unde răsună Radio Promisiune. Bifate, dar sunt culori diferite. Care sunt? Cu verde sau? Care vrei, nu. Nu, ele toate prinde, dar nu știu, tu spune care vrei, ți place mai mult. Nu știu, îmi plac roșii, dar nu știu ce prezint. Sau toate înseamnă că toate peste tot. Toate. Foarte fain. Ai unui ai unui Doma, Tomai. Și rugăm și cameramanul nostru foarte frumos să filmeze aceste buline. Da, unde este de fapt că răsună Radio Promenger. Apropo, uite, cel mai departe este în Raionul Nesporeni, în Chetroșeni, dacă nu mă greșesc. Da, și vreau pe această cale să îl salut pe prietenul meu care este aici, dacă nu te superi, Ion. Nu mă super. Este vorba de Tudor Clown, care este un băiat, Doamne ferește, are o istorie foarte minunată. Acest băiat, îl vedeți? Știți da. Cine a fost el? A fost un clov. Da, apropo, celor care ascultă, nu au cum se vadă, pentru că filmarea o să fie mai pe urmă postată pe contul meu de YouTube sau pe contul fotografului, cameramanului nostru, Grigore, mulțumim lui, dar acest băiat a fost clov la circ și copiii se lipeau de el ca albinele la miere. Și eu mi-am adus odată aminte că eram mic, dar el este cu câțiva ani mai de mine. Eu eram mic și toți, el când s-a dat jos la școală, la noi cu cercul, a venit cu carabiera și când s-a dat jos, toți copiii. Clou, pitic. Și uite acest băiat care este jos sus, a făcut foarte mari furori în lumea copiilor. Am vrut pentru el să lupt, dar e imposibil să lupte în Republica Moldova, pentru că aici îți dai seama care sunt circunstanțele și... Din câte știu eu, tu foarte des cânti la concerte de calitate. Ce te faci? Ce te motivează pe tine să mergi la aceste lucruri? Mă motivează, în primul rând, sufletul, pentru că nu poți rămâne indiferent la această boală sau la această greutate acestor copii sau acestor oameni care sunt încătușați în cărucioarele astea, pe cât noi suntem vii și ar trebui să ne bucurăm că mai avem încă o perspectivă. Perspectiva ar fi și prioritatea, că noi suntem vii și mișcăm, avem trupurile perfecte,
fără greșeli. Astea sunt niște erori. Fie că sunt erori din cauza lor, fie că am făcut față. Okay. Eu sper că o să vii pe la noi. O să vin? Mai odată. Da, da, o să mai vin eu, dar sperăm că până o să vin eu să se mai rezolve cu drumurile astea, că îmi dă de creieraș și în cap și plus la asta și la sport. Ai ceva cu drumurile. Da, am ceva cu drumurile, drumurile, drumurile. Dar nu o să compun piese despre drumuri. O să compun piese doar despre dragoste. Ok, mulțumesc încă o dată, îți doresc drum bun și... Și eu vă mulțumesc și, dragi radioascultători, rămâneți pe frecvența Promingir, pentru că urmează de grabă să trimit și un promo. Salut, sunt Florin Drugă, ascultă muzica mea doar pe promo. Nu, no, la Radio Promingir. Radio Promingir, da, ceva de genul ăsta. Mersi frumos pentru invitație, frate. Numai bine, la revedere. Și hai că la final să ascultăm încă o dată Dorie Druga, nu pot să uit, nu poate să uite această zi minunată de 8 mai 2015, că a fost în studioul la Radio Promingir. Numai bine și audiția plăcută. După care vine colega mea cu horoscop, cursul valutar, datele meteo, votează melodia și concursul mult îndrăgit de tine.